la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Menopauza, partea a treia și ultima în care vor fi prezentate detalii importante privind tratamentul de care poate beneficia femeia aflată în această etapă de transformare fiziologică. Nu există cazuri fără speranță atunci când vorbim despre pierderea funcționalității danturii. Venim astăzi cu noi argumente ale medicilor dentiști. Calitățile curative ale urzicii și o mască pe bază de kiwi cu efecte de detoxifiere a pielii și de împrospătare. În partea a treia și ultima a materialului despre menopauză vor fi prezentate detalii importante privind tratamentele ce pot fi aplicate femeii în această perioadă importantă de transformare fiziologică. La ce concluzie au ajuns medicii după ani de zile de tratamente aplicate cu entuziasm femeilor hotărâte să amâne cu orice preț intrarea în menopauză? În ce situații sunt indicate tratamentele hormonale? Foarte important, o să aflați cum trebuie abordată această perioadă din viața femeii pentru o bună sănătate fizică și psihică. Explică dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică, ginecologie, oncoginecologie și senologie. cine dorește să facă această terapie, trebuie să știe la ce se expune. Mai mult decât atât, medicii au început să nu o prea recomande decât în anumite condiții. Femeia se expune la apariția unui cancer de sân sau ovarian, sau, în cazul tratamentelor prelungite, o îngroșare anormală până la cancer de, de endometru. Unele femei își asumă acest risc. Riscul nu este mare, dar totuși spectrul unui cancer mamar este destul de neplăcut, și dacă conștientizează acest lucru, multe renunță la această terapie de menținere a tinereții, ca să zicem așa. Acest tratament rămâne încă valabil cu anumite rezerve la femeile cu menopauză precoce. Sigur că dacă o femeie are 36 de ani și are constați că intră în, în menopauză prin uh, insuficiența hormonală ovariană, uh, pare justificat să îi se administreze până la o anumită vârstă uh, tratament hormonal care să-i mențină uh, ciclurile menstruale. Ziceam că în anumite condiții, aceste condiții sunt legate în primul rând de, de ereditate. Dacă femeia are un risc genetic major de cancer de sân sau ovarian, atunci e clar că trebuie să renunțe și la acest tratament. Riscurile sunt legate și se pot afla din anamneza, adică dacă are o mamă sau o rudă de gradul 1 cu care a avut un cancer de sân sub 45 de ani, categoric că se expune foarte mult și atunci trebuie să facă un screening genetic, este justificat în cazul ăsta și dacă este purtătoare de gen, renunță la acest tratament. Dincolo de tratamentul hormonal, care categorică face bine, dar cu anumite riscuri, intră în discuție la o menopauză fiziologică, deci peste 50 de ani, de tratamente simptomatice. Aici discutăm de tratamente homeopate, de combaterea bufeurilor, de tratamente cu estrogeni vegetali, care și ei sunt, nu sunt lipsiți de orice risc, dar mult mai puțin decât estrogenii de hormonii de sinteză. De diverte, diverse extracte de uh, plante, între care unele, uh, din, de prin America, cu efect într-adevăr foarte, foarte bun. Adică, la majoritatea femeilor se constată, dacă nu o dispariție, cel puțin o ameliorare rezonabilă a simptomatologiei atât de supărătoare. Mai discutăm aici, în afară de tratamentul hormonal general, la modul general, ceea ce de fapt am discutat până acum, de un tratament topic, local. Spuneam că unul din efecte este o atrofie a organelor genitale și, în primul rând, a vaginului. Asta aduce, cum spuneam, la contacte sexuale dureroase, deci dispare unie, asta creează o altă problemă în cuplu și atunci este justificat cu riscuri mult mai mici un tratament topic hormonal, adică estrogen local, care se pot folosi într-un anumit risc, de exemplu, ovule sau alifii de două ori pe săptămână și care mențin vaginul încă la o la un standard, să zicem, de elasticitate funcțională. Arma mai intra în discuție ca, să zicem, sfaturi generale și ca efecte benefice, fără să aibă efecte nocive, modul de viață este categoric absolut necesar dacă o femeie n-a avut până la menopauză un stil de viață foarte sănătos sau dacă a obișnuit să se gândească la acest aspect numai din când în când, în concediu sau când a avut timp în weekend, stilul de viață contează foarte mult și uneori este aproape suficient. Aici mă refer la alimentație, la ce mănâncă, deci vegetale, vitamine, minerale, Terapia cu calciu, în principal pentru combaterea osteoporozei, și nu numai cu calciu. Mișcarea, foarte importantă. Sunt femei care compensează foarte bine modificările induse de menopauză prin acest stil de viață, care deci, poate să-l aibă dinainte să zicem, din premenopauză, sau este un om care toată viața i-a plăcut să trăiască într-un anumit mod sănătos, și cele care se apucă după aceea, dar nu oricum. În situații din astea intră în discuție și sfaturile unui nutriționist, unui fizioterapeut, unui endocrinolog și așa mai departe. În primul rând trebuie să se consulte cu un medic. Ginecologul e primul care trebuie consultat. Care trebuie să o, o investigeze minim. Într-o simplă consultație și-a dat seama dacă este menopauza adevărată sau e numai o dereglare. Să constate că nu există alte semne de boală mai gravă și să înceapă cu tratamente cât mai inofensive. Și să-și exploreze celelalte aspecte de patologie care se pot conexa cu menopauza. Adică merită un consult endocrinologic, un consult, o investigare a osteoporozei, a, a osteopeniei. Majoritatea au lipsă de masă osoasă pentru că estrogenii sunt foarte importanți în, în menținerea unei rețele normale în structura osului și se poate face tratamentul osteoporozei fără să se apereze la remedii hormonale. De fapt, pierderea masei osoase este mult mai devreme, începe din tinerețe, dar la menopauză se accentuează în mod dramatic. Continuăm campania de conștientizare a problemelor de sănătate orală și de prezentarea soluțiilor de redare a zâmbetului și a funcționalității danturii. Sunt multe persoane care își pierd total sau parțial dantura și ajung să creadă că nu mai pot zâmbi sau mânca. Asta și din cauza că rudele, prietenii sau vreun dentist mai sceptic le spun că sunt cazuri fără speranță. Nu există însă cazuri fără speranță atunci când vorbim de problemele dentare. Cu noi argumente în sprijinul acestei teorii vine dr. Ionuț Leahu, medic dentist, competență implantologie orală. În ultima vreme observ că din ce în ce mai mulți pacienți ajung în clinicile noastre ca și măsură de ultim moment, adică după ce au căutat o soluție pentru problemele lor dentare deja de un an de zile, de doi ani de zile avem pacienți care au fost la multiple clinici din țară și nu au găsit rezolvare. în general sunt cazuri în care este nevoie și de medic ortodont, adică trebuie să îndreptăm întâi dinții sau este nevoie de o reconstrucție osoasă prealabilă implanturilor. Sunt unele cazuri deja la noi în clinică sunt un standard, adică se întâmplă aproape săptămânal să facem operații cu adiții osoase complexe și să punem implanturi în situații gândite a fi imposibile de alți medici din domeniul nostru. Pierderea parțială sau totală a dinților nu este un necaz rezervat bătrânilor. În situații disperate ajung și persoane tinere. Am avut o pacientă de 35 de ani, care i s-a spus că nu se mai poate face nimic pentru ea. E, aici, a, noi automat a trebuit să contrazicem medicul care a consultat-o, pentru că chiar s-a găsit soluția. Are nevoie doar de aparat ortodontic? Desigur, va dura un an jumătate până o să punem dinții acolo unde trebuie să fie. Indiscutabil, pacienta pierde implantul inițial și va fi necesară inserarea unui nou implant. Practic, medicii din Italia nu au făcut un, un plan de tratament integrat, adică nu s-au gândit cum o să arate dinții final. Ei pur și simplu au văzut că lipsesc niște dinți și au inserat niște implanturi. Fără să gândească și ce urmează după aceste implanturi, adică dinții finali. Pacienta din acest motiv nici nu a mai continuat tratamentul în Italia și a decis să vină în clinicile noastre pentru că tocmai din start i-am spus că vom trata această problemă și că o să pornim de la rezultatul final, adică pornim de la cum trebuie să arate dinții și mergem apoi și vedem ce implanturi, în ce poziții și cum trebuie să arate osul în care punem acele implanturi ca rezultatul să fie acela pe care și-l dorești. Profesionalismul medicilor dentiști din România, seriozitatea abordării cazurilor, experiența, aparatura performantă din clinicile stomatologice și dotarea acestora, dar și prețurile situate mult sub cele practicate în străinătate, devin tot mai atractive pentru pacienții din alte țări. De cele mai multe ori vin pacienți care în țările lor de origine nu au găsit o soluție și au ales să vină în clinicile noastre tocmai pentru că rezolvăm genul acela de cazuri și pentru că avem experiență pe cazuistică complexă în care care nu este de ajuns să pui doar un simplu implant sau să pui niște implanturi. Trebuie să reconstruiești osul, trebuie să regândești toată fizionomia pacientului facială, astfel încât rezultatul să fie unul optim, cu care pacientul să aibă o viață mai bună, pentru că asta își doresc pacienții. Adică toți pacienții care vin în clinicele noastre sunt cu probleme chiar cu depresie, nu mai vor să iasă în societate, mulți și-au pierdut locul de muncă, nu-și găsesc loc de muncă, tocmai pentru că au probleme foarte mari dentare și asta le afectează viața de zi cu zi. Din păcate, în cazurile disperate, omul rămas fără dinți este descurajat tocmai de persoanele apropiate, întârziind astfel prezentarea la cabinetul stomatologic. Pacientul până să ajungă la o consultație la noi, în clinicele noastre trebuie să treacă prin niște greutăți foarte mari, pentru că vorbește odată cu vecinul care îi, spune, îi povestește ce a pățit un prieten comun de lor și cum de s-a infectat, cât de rău i-a fost cu implanturi dentare, Trece apoi prin rudele apropiate care la fel îi spun că nu, cei mai trebuie dinți. Am mai auzit chestii de genul la pacienți de 60 de ani, oricum, cât o să mai trești? Da? Deci chiar lucruri de genul acesta. Merg mai departe cu medici dentiști sceptici când vine vorba de tehnologia modernă de implantologie, de reconstrucție osoase. Deci pacientul trebuie să treacă prin multe păreri negative și prin multe informații care uneori nu sunt complete până reușește să ajungă la noi ca să primească un diagnostic corect, să primească un plan de tratament complex, dar complet și care să-l ducă către acea viață mai bună. Și ce recomand pacientului este să nu se lase descumpănit, deci să nu abandoneze, să nu renunțe, să, să ai dinții tăi fix și în gură. Este, este o chestie care acum nu mai este limitată de nimic. Deci există soluții pentru absolut orice fel de problemă care poate să apară. Clinicile Dr. Leahu din București oferă servicii de medicină dentară pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Din gama serviciilor medicale fac parte, printre altele, implantologia orală, estetica dentară, chirurgia oromaxilofacială, endodonția, chirurgia estetică și plastică și tehnologia anti-îmbătrânire Endoret-PRGF sau acceleratorul frumuseții, completate de serviciile de turism medical și consiliere educațională. Calitățile curative ale urzicii și o mască pentru ten pe bază de kiwi, gălbenuși de ou și ulei de măsline cu efecte de detoxifiere a pielii și de împrospătare. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Urzica, planta ce trebuie culeasă cu precauție din cauza țepilor care provoacă bășici pe piele, odată îmblânzită prin tratament termic, este deosebit de benefică pentru sănătate. Nu degeaba îi se spune foc vindecător. O mască din chivi, gălbenuș de ou și ulei de măsline este cel mai bun detoxifiant pentru piele. Calitățile curative ale urzicii și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine, v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre urzică, plantă apreciată din cele mai vechi timpuri ca aliment, dar și pentru calitățile sale curative. Se știe că urzica este bogată în vitamine și minerale, în special fier, și este considerată drept un excelent detoxifiant natural, și este apreciată pentru proprietatea de regenerare a organismului. Planta conține substanțe de natură proteică și glucidică, vitaminele A, B2, C și K, și de asemenea săruri minerale de calciu, fier, siliciu, magneziu și potasiu. În scop terapeutic, urzica poate fi administrată sub formă de ceai, tinctură, tonic sau cataplasme. Ca să vă faceți o idee despre beneficiile aduse organismului, o să enumerăm câteva dintre ele. Vă spuneam că urzica este un excelent detoxifiant natural și nu degeaba este recomandată primăvara atunci când planta apare în grădin, la marginea crângurilor sau în luminișurile pădurilor. Urzica ajută la eliminarea metalelor grele din organism, iar conținutul bogat în vitamine și minerale face din urzică un aliat de nădejde al sistemului imunitar. Conținutul mare de fier din această plantă combate anemia, care se face simțită mai ales primăvara. Urzica este prietena bărbaților, deoarece crește în mod natural concentrația de testosteron în organism, stimulând vitalitatea masculină. În plus, previne afectarea prostatei. În cazul femeilor, planta stimulează lactația și este foarte bună pentru recuperarea organismului după naștere. De asemenea, este eficientă în combaterea neplăcerilor provocate de sindromul premenstrual, în ameliorarea durerilor menstruale și în menopauză. Urzica este un foarte bun diuretic, fiind în același timp eficientă în tratarea enuriei nocturne. Datorită acțiunii antiinflamatoare, Urzica este foarte bună pentru ameliorarea durerilor în artrită, osteoartrită, reumatism și gută. În astfel de cazuri se prepară o pastă din frunzele plantei care se aplică direct pe locul dureros. În afecțiunile respiratorii, urzica are efecte deosebite în tratarea bronșitei și asmului. Este bine de știut că este foarte bună pentru tratarea alergiilor, grație conținutului bogat de antihistaminice naturale. În popor, urzica este foarte apreciată pentru tratarea părului. Ceaiul de urzică este foarte bun și pentru ten. Pielea feței spălată cu infuzie de urzică devine mai fermă, mai hidratată și capătă un aspect sănătos. Ceaiul de urzici este recomandat și în curele de slăbit. Dacă urmați o astfel de cură, o să observați că pierdeți în jur de 2 kg pe săptămână. Bineînțeles, dacă în această perioadă urmați un stil de viață sănătos și o alimentație corectă. Atât despre urzică. A sosit momentul să ne ocupăm și de frumusețe. Și vă propun astăzi o mască naturală pe bază de kiwi și ou, cu efecte de întinerire și detoxifiere a pielii. De ce kiwi pentru că este un excelent detoxifiant natural. Curăță pielea în profunzime și aduce un aport substanțial de vitamine A, C și E. Ca să preparați această mască, aveți nevoie de două linguri de pulpă de kiwi bine pasată sau de două linguri de suc de kiwi, un gălbenuș de ou și o lingură de ulei de măsline presat la rece. Amestecați bine bine toate aceste ingrediente până când obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați-o să acționeze circa 20 de minute, după care îndepărtați cu apă călduță. Este bine să aplicați această mască în fiecare zi, timp de o săptămână în această perioadă. Pentru a obține un efect vizibil și de durată, este bine ca înainte de a aplica această mască, să stați timp de un sfert de oră cu fața deasupra unui vas cu apă fierbinte. Aburii vor deschide porii, permițând substanțelor din mască să pătrundă în profunzime. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflăm câteva lucruri inedite. Știați că aluaturile fragede se prepară întotdeauna cu ingrediente reci, luate direct din frigider? Știați că ouăle fierte pentru salată sau pentru umplut se curăță foarte bine dacă înainte se sparg la capul turtit și se țin în apă rece? Știați că bărbații care au probleme cu erecția se pot trata dacă consumă în mod consecvent grâu încolțit, ovăz și busuioc? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul nationaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!